Salut! În urmă cu două zile am plantat împreună pom fructiferi în grădină. Astăzi vom face încă o operațiune simplă și ultima pe acest an la acești pomi. Îi vom scurta la înălțimea de 50 de centimetri. De ce îi scurtăm? Pentru că odată scurtați, în primăvară se vor dezvolta mult mai bine decât dacă rămâne o vargă înaltă care va crește degarnisită de ramuri. În felul acesta, noi putem să controlăm forma coroanei. Haideți să îi tăiem împreună. Pentru ușurința măsurării, am semnat 50 de centimetri pe acest băț, având limita inferioară la acest nod și limita superioară la această crescătură. Acum voi lua doar bățul, îl voi înfige lângă pom și voi tăia la semn. Bun. Avem bățul cu semnătura, cu crestătura. Tăiem la 50 de centimetri. Operațiune pe care o repetăm la fiecare pomișor pe care l-am plantat împreună. 50 de centimetri. Tăiem într-un unghi de 45 de grade deasupra unui mugure, dar cu un centimetru, un centimetru jumătate deasupra lui. Pentru că porțiunea care rămâne liberă este posibil să se usuce. Și de aceea tăiem mai sus pentru ca ultimul mugure să rămână un mugure viabil. Aici cred că nu mai avem ce mai tăia. Da. Este. Mai trebuie tăia și aici puțin. Bun. Repetăm operațiunea la fiecare pomișor în parte. Până finalizăm. Și astfel, la primăvară, vom avea creșteri din ultimii 3-4 muguri, creșteri cu care vom forma noua coroană. De aceea este necesară retezarea după plantare, pentru că altfel, dacă păstrăm o vargă înaltă, așa cum vine din pepinieră, la 1,5 metri, poate chiar mai mult, pomul va dezvolta ramuri doar în ultima parte a mugurilor. Și vom avea muguri în vârful unei prăjini de 1,50-1,70 m. Și nu ne dorim ca tocmai de acolo să pornească coroana noastră. Oricum, mugurii care vor porni la anul pentru formarea coroanei, îi vom lăsa să crească încă 40 de centimetri și din nou îi vom reduce. Și astfel, oricum, ne înălțăm cu coroana încă 1 metru, 1 metru 50. Și cu rezerva de 50 de centimetri este suficientă înălțimea totală a unui pom fructifer în grădină la 2 metri total.